Bună ziua! E primul videoclip care îl fac în limba română. Așa că bine ați venit la Taifas cu Grăsuța! Da! Știu, sunt un pic nebună. Dacă m-ar vedea Albu, a zice că o copii. Dar nu o copii. Îmi place să fiu așa puțin mai crazy, mai loca. Da, am să vorbesc câteva cuvinte, am să le zic și în engleză, pentru că nu sunt obișnuită să vorbesc în limba română. Soțul meu este american, în casă vorbim doar în engleză. Câteodată îi mai zic, du-te în pizda mătii, în română, dar cam atât. Și nici nu poți să-l înjuri pentru că înțelegi limba română, adică înțelegi mai ales în jurăturile, că știi prea bine, adică știți prea bine că prima dată într-o limbă străină înveți în jurăturile. Nu vă place fața mea? E ok. Aveți acolo un butonaș care zice... De fapt nu e un butonaș, un X, nu? Știți? Și apăsați pe X și plecați în treaba voastră. Dacă nu vă place fața mea, nu e nicio problemă, nu trebuie. Nu sunteți forțați să stați să vă uitați la mine. Da, am zis să stăm puțin la Taifas. Sunt pe un grup care se cheamă Totul despre Make-up și acolo mai multe persoane mi-au sugerat să fac un YouTube în limba română, pentru că am deja unul în limba engleză și... Na, cine știe, poate vrea cineva să mă vadă și în limba română. Ce minunății scot pe gură. Deci așteptați-vă la foarte multe greșeli gramaticale. Pentru că v-am explicat mai devreme că aici vorbesc doar limba engleză și na, mi este greu câteodată să pun propoziția la cap, la coadă, cum ar trebui în limba română, o fac câteodată în engleză, motamo. În fine, o să vedeți voi, o să râdeți, o să mă judecați, e ok, nu mă interesează. Da, am văzut pe grupul ăsta, îmi place foarte mult. La început, cineva mi-a zis ceva de genul... T-auzi, dar tu altă treabă nu ai de făcut decât să faci poze și să aștepți păreri din partea noastră la ce te machiezi tu. Ceva genul ăsta, n-ai servici, n-ai nimic. Și am zis că, păi, nu știu că deranjează așa de mult, dar de obicei când ești într-un grup de ăsta despre machiaj, despre whatever, despre tot ce ține de machiaj, na, vorbești de machiaj, nu vorbești de servici, ce faci acasă și de câte ori postezi sau nu postezi, ce timp ai, ce nu ai, știi? Și am zis că bine, n-am să mai postez și chiar am vrut să ies din grupul respectiv, dar au fost câteva fete și chiar una a fost o admină și mi-a zis să nu îndrăznești să ieși de pe grup că ne place nebunia ta și avem nevoie de așa ceva. Și atunci am zis că băi, are dreptate, pentru ce să las o persoană să mă pună la pământ cum ar veni și na, să plec de pe un grup care mie chiar îmi place, știi? Da, așa, la Taifas cu Grăsuța, de ce am zis? Deci, așa o să se cheme. Presupun că am să fac un nou YouTube channel și am să-l numesc la Taifas cu Grăsuța pentru că, na, sunt grăsuță, grasă, pufoasă, cum vreți voi să-mi ziceți. Pardon. Iar videoclipurile astea care le fac eu nu vor fi editate. Adică ce prostie scot pe gură, o veți auzi și voi. Așa că pregătiți-vă. Și nu știu dacă vreți... Și ce să zic, dacă o să vreți, bineînțeles, adică dacă o să vreți eu să fac un alt canal în limba română și vor fi doritori să mă vadă, să mă asculte, o să fie despre machiaj. Îmi place foarte mult aici second hand-urile.
și mai tot timpul mă duc și urmăresc să fac câte o, cum să zic eu, să găsesc ceva fain. Adică săptămâna trecută am găsit o geantă de la Calvin Klein cu $4.50. Mi s-a părut fenomenal pentru că nu prea găsești la prețul ăsta. Și multe, multe, multe produse sau haine sau chestii de-astea care le găsești super, super ieftine. Și cred că, nu e că vreau să mă laud sau ceva, știi, dar pur și simplu să vedeți cum e și aici. Pentru că știți cum este România și am zis că, frate, sunt mulți care vor să vadă și am zis că, să vă arăt și cum e aici. Așa că dacă o să vreți să fac un canal, un channel de ăsta doar pentru limba română, comentați dedesubt și lăsați-mă, anunțați-mă și am să fac unul special pentru voi. Dacă vă plac cele în limba engleză, la fel, dacă înțelegeți limba engleză, pentru că nu foarte multă lume înțelege, poate știi cum e, știm să vorbim în limba engleză, dar nu înțelegem o tamu, că și eu în engleză crezi nu, că și eu mă bâlbui câteodată și nu mi-aduc aminte un anumit cuvânt sau faze de astea, știți? Da. Așa, ce să vă mai zic? De ce nu am făcut, încep așa cu o mică descriere și chestii, de ce nu am făcut până acum un canal în limba română? Pentru că românii, în general, sunt foarte, critică mult. Da, ei critică pe toată lumea. Nu contează că ești slab, gras, frumos, urât. Este imposibil, imposibil să găsești o persoană perfectă și să zici, păi mie îmi place fata asta, e perfectă, din toate punctele de vedere este perfectă sau ceva de genul ăsta. Nu, frate, trebuie să fie una bai cu mai cu moți, ba că are nu știu ce, ba că are nu știu cum, niciodată nu suntem mulțumiți și eu una de când sunt aici, sincer, vă zic că am învățat să pun vorba lumii la spate, adică chiar să mă bucur de viață. În România eram, nu că eram tristă, că tot timpul prietenii care mă cunosc, tot timpul știu că am fost o persoană de, am fost, de parcă-s moartă, sunt o persoană de viață și glumeață și te poți distra cu mine oriunde și, dar în schimb, știți răutățile alea care de obicei românul are, uite voi și pe asta, grasa, slaba, whatever. În fine, și nu prea mă bucuram, mă simțeam foarte, foarte închis așa în mine și nu mă simțeam la locul meu și de multe ori în cluburi sau ceva de genul ăsta eram înconjurată numai de slăbănoage, sincer vă zic, și mă simțeam puțin închis așa în mine, știi, și nu prea mă bucuram de plăcerile vieții. Dar aici am învățat să nu mai ascult de gura lumii. Sunt multe chestii, dacă o să vreți să urmăriți Instagramul meu, se cheamă Elena's Choices, cu S la sfârșit, acolo pun mai multe poze și multe dintre ele așa ies pe stradă, îmi pun pene în cap, îmi pun pălării, îmi pun peruci, îmi pun tot felul de minunății și așa ies pe stradă. Nu trebuie, adică eu dacă mă simt bine așa, sinceră, nu mai contează. Iar soțul meu este o persoană așa de minunată încât mă sprijină în tot. Adică mi-am pus într-o zi pene și m-am dus la un second hand și el a rămas puțin așa, zis că merge așa cu asta pe stradă. Dar din partea mea poți să mergi și în fundul gol, am zis el, dar tu dacă ești ok. Și am zis că da, sunt ok, nu e nicio problemă. Pentru el orice mi-aș pune și orice aș face, el mă sprijină și eu în schimb sunt, pentru că așa m-am născut, așa suntem noi românii, mama lor de români, că trebuie să judecăm. Știți de câte ori i-am zis la meu, nu te îmbraci cu asta, te îmbraci cu asta lantă, că mie îmi place asta, în loc să-l las pe el să îmbrace cum vrea, știi?
Îți dai seama dacă el mi-ar zice, nu te îmbraci cu bluza asta, nu-ți pui asta pe cap sau nu-ți pui pantalonii ăștia sau ceva de genul ăsta. Na, nu știu, câteodată nu-mi dau nicio seama când îl iau așa și îl critic și avem câțiva români aici care suntem prieteni și tot timpul când ne întâlnim încerc să-l pun pe el, nu te îmbrăca cu tricoul ăla, că nu arată bine, nu te îmbrăca cu aia, că nu arată nu știu cum și de obicei cum facem cu prietenii, cu soții, cu logodnicii noștri, știi, încercăm să-i zicem noi cu ce trebuie să îmbrace, cu ce el, dacă ar fi după el s-ar îmbrăca comod, nu trebuie să, adică nu-l interesează ce crede lumea despre el, înțelegeți? Da, și cam asta am avut de spus, așa în mare, ce să vă mai zic, sunt din Iași, sunt moldoveancă și dacă înțelegeți, să asta pe între dinți și zici că am în dinte cu o chestie neagră în mijloc, de numai plasa. Așa, sunt din Iași, anul ăsta fac 32 de ani, știu, sunt babă, nu trebuie să ascultați de o babă, dar știți, baba asta așa, că sunt multe puștoaice, 17, 18, poate chiar mai mici, care să zică, voi ce bătrână ești sau ceva de genul ăsta. Faza e că am trecut multe, prin multe prin viață și, na, aș putea, cine știe, să le dau un sfat să nu facă ce am făcut eu sau ceva de genul ăsta. Nu știu ce o să fie pe canalul meu la Taifas cu Grăsuța, dar sper să vă placă și na, vom găsi. Adică eu vreau să, îmi place foarte mult să mă machiez, să folosesc machiajul, să-mi folosesc tot felul de minunății în cap, să-mi, nu știu, ce ține de păr, așa, de machiaj, de unghii nu prea mă pasionează, dacă vă urmăriți, unghiile mele sunt varză acum, pentru că atunci când mă duc la cumpărături, tot timpul sare oja, iar nu-mi pun de alea, cum se cheamă, unghii false, că mă enervează și nu pot să fac treabă și, în fine, nu folosesc alea false, le las pe mele naturale, mai crese, mai rup, mai, știți cum e treaba. Așa, ce să vă mai zic despre mine? Sunt căsătorită, nu am copii încă, nu știu dacă voi avea, vom vedea. Sperăm, așteptăm, știți cum e. Adică nu știu dacă știți voi cum este, dar în fine, e o perioadă mai grea cu copiii. Așa, ce să vă mai zic? Am zis că și mă numesc Elena. Puteți să-mi spuneți Elena. Bine, mai am un nume care mulți mă știți după un alt nume, dar aici vreau să-l folosesc pe Elena ca să fie așa puțin mai departe de viața personală. Să încerc să las viața personală acolo și YouTube-ul să fie altceva. Înțelegeți? Tot o să fie real, pentru că dacă vă observați, nu am tăiat absolut nimic, ce prostie am scos pe gură, aia o să ascultați, asta o să auziți și voi, iar videourile mele vor fi cam lunguțe așa, pentru că dacă nu editez absolut nimic, o să auziți fiecare strâmbătură pe care o fac. Da, deocamdată atât am avut de spus și nu știu, dați-mi idei cam ce ați vrea să vedeți pe noul canal la Taifas cu Grăsuța. Ok? Sper să aveți o zi minunată și abia aștept să încep să vă cunosc. Ok? See you, see you. Ați văzut deja, am început. See you next time. Ne vedem data viitoare. Pa!